avem vrea să depunem candidatura oficială a lui Marius Neculai, primarul nostru, în următorii 8 ani de zile. Mă bucur pentru faptul că astăzi, cu ziua de sărbătoare a comunității, am venit cu colegii mei să depunem candidatura și, bineînțeles, documentele oficiale și lista de semnături pe care am reușit să o strângem. Suntem bucuroși că foarte mulți romașcani ne-au sprijinit și ne-au încurajat să mergem pe acest drum și să încercăm să devenim partidul care va da primarul municipiului Roman. Știi, mai aproape, mai în spatele lui. Așa să vezi. Așa să vezi. Se înregistrează candidatura, doamna președinte a stabilit ora 12:30, data la care se va pronunța hotărârea. Atunci puteți veni și dumneavoastră să luați copiile de pe dosarul dumneavoastră pentru a le înregistra la judecătorie și hotărârea prin care s-a admis sau sperăm că s-a admis candidatura dumneavoastră. Da, astăzi, la ora 11, Partidul Social Democrat a depus candidatura pentru alegerile parțiale la funcția de primar al municipiului Roman. Avem candidatul domnul Marius Neculai, alegerea organizației noastre. Ne bucurăm că propunem romașcanilor un om tânăr, dar în același timp cu experiență atât parlamentară cât și administrativă. Avem mare încredere și venim, ca de obicei, în fața romașcanilor cu un om credibil, un om care va lupta și va munci și va schimba în bine, în continuare, fața acestui oraș și va crește nivelul calitativ al vieții din Roman. Și eu sunt sigur că cei care ne vor da votul nu vor avea nicio decepție, pentru că domnul Marius Neculai va fi primarul Romanului timp de 8 ani de zile și nu va mai fi nevoie ca electoratul din Roman să mai vină o dată la alegeri, poate anul viitor sau în perioada acestui mandat. Mulțumesc, Marius! Succes! Dumnezeu să ne ajute pe toți. Venim de la un alt eveniment. Am pus la ora 10, viața de temelie, alături de arhiepiscopul Romanului și Abacorului, în altea Sfinția sa Ioachim. Piatra de temelie la Biserica de la Noreni, biserica care era monument al istoriei și care a ars într-un eveniment nefericit al trecut. Eu spun că e un semn bun pentru noi și de aceea am toată încrederea că viitorul primar al Romanului este Marius Neculai. Doamne ajută! Foarte important pentru orașul nostru și cred că a sosit momentul ca romașcanii să se îndrepte cu privirea spre Partidul Social Democrat, pentru că Romanul are nevoie de cel mai bun primar. Și Partidul Social Democrat a venit cu cea mai bună ofertă și aceea este Marius Neculai, un om corect, cu experiență în administrație, cu experiență parlamentară, un om ce va conduce cu demnitate primăria Roman, un om care nu vine să fie edil, ci vine să fie liderul acestui oraș, liderul tuturor romașcanilor și de aceea vă rog, stimați romașcani, să-i acordați toată încrederea, pentru că nu o să vă pară rău. Mulțumesc! Doamna președinte, domnule deputat, dragi iubiți colegi, dragi romașcani, astăzi, pe 20 iunie,
ceas de sărbătoare a comunității noastre. Mai, scuzați. Astăzi 20 mai, în ceas de sărbătoare a comunității noastre, am venit să-mi depun candidatura oficial și am alături de mine oameni care m-au încurajat, mă încurajează și sunt convins că vor face parte din echipa cu care vom reuși să convingem romașcanii că suntem hotărâți să nu dezamăgim pe nimeni. Eu însumi îmi iau acest angajament de a face tot ceea ce îmi va sta în putere pentru a fi acele deal echilibrat, înțelept, am cerut de la Dumnezeu în primul rând înțelepciune. Voi fi acele deal care o să îmi doresc tot efortul și toată priceperea mea pentru a face ca acest oraș să meargă de la bine spre mai bine. Acesta este crezul meu și acesta este gândul cu care am pornit la acest drum. Sper să ne ajute Dumnezeu să se împlinească și toți romașcanii să fie mulțumiți și fericiți. Doamne, mulțumesc și sănătate! Vreau să mulțumesc, înainte de a încheia, tuturor acelora care ne-au susținut cu semnăturile lor. Am organizat o campanie de strângere a acestora în diferite puncte ale orașului și vreau să spun că am fost copleșit de emoții atunci când am văzut că peste 8.000 de oameni au venit alături de noi, ne-au transmis mesaje de încurajare. Noi astăzi am depus oficial 7.500 de semnături și sperăm ca ele să reprezinte doar o parte din votul pe care vrem să-l obținem pe 11 iunie. Așa să ne ajute Dumnezeu.